Nu prea are multe oferte de locuri de muncă, după cum am observat în turul care l-am dat la standurile de aici. 320, fii atent, domnul. 320 la 2000 de șomeni neindemnizați în momentul de față, ceea ce înseamnă undeva un 10%. Dar stați așa, că vorbesc cu fiecare, nu le. Cum vă cheamă? Popa Stelian, domnul Stelian. Deci, e un început. Vedeți că mă preocupă chestia asta și am venit cu șefii instituțiilor, da? Pentru că altă șansă n-ai dacă vrei să salvezi zona. Cel care n-are de lucru să-și găsească, cel care e în pericol să-și piardă locul de muncă, să știe ce există pe piața muncii, ce cerere, ca să se poată pregăti. Și între timp, noi ajutăm și săptămâna viitoare mai prelungim cu încă o lună plata salariilor. Câteva întrebări punctuale, pentru că avem la complex energetic Hunedoara se preconizează disponibilizarea 1500 de salariați. Acești salariați au niște meserii specifice, cu specific, energeticieni și mineri. O calificare greu de absorbit pe piața forței de muncă și asta ne interesa dacă bursa locurilor de muncă ar fi putut să vină și în sprijinul lor. Am văzut pe energeticieni, m-am interesat. Și totodată, nu știu dacă vi s-a adus la cunoștință, pentru că aici e o altă supărare a noastră, pentru că se discută doar cu sindicatul din minerit, închiderea termocentralei Mintia, de exemplu, ceea ce nu este ok, cu toate că sunt două sindicate acolo. Câte știu eu, dar fără să fiu acolo pe ferie, da? Câte știu, nu se discută închiderea, ci reprofilarea. Nu, vă spunem noi și o facem public, sunt 607... Sunt 607 cereri de disponibilizare. Nu funcționăm chiar telepatic. Sunt 607 cereri de disponibilizare pe care onor administratorul judiciar vrea să le aprobe și avem 70 de salariați care rămân în urmă, adică nu li se asigură nici 70, pentru care nu este asigurat nici măcar un minim de un pachet de protecție socială. Adică ei pleacă cu 0 lei acasă, unii chiar fără șomaj. Salariați care i-am angajat, i-am pregătit, ne-au ajutat să trecem încă un an greu și care acum practic sunt aruncați la... Deci nu se poate așa ceva. Se poate. Se poate, parte dintre ei sunt aici de față cu noi. Sunt sub 3 ani vechime. Vechime au, da. Completare. Nu primesc, acolo știm, dar protecția socială, vorbim că de plățile compensatorii, am vrea acolo să fie ajutați. Nu, dacă dumneavoastră aveți 12 luni vechime, în ultimele 24, beneficiați de indemnizație de șomaj. Da? Și atâta timp cât se restructurează posturile, automat beneficiați de indemnizație de șomaj. Este legal. De aia și fac diferența între cele două abordări. Mineritul nu se închide anul acesta total. Și atunci cei care nu au vechime de 3 ani au șansa să-și facă vechimea și la un moment dat să beneficieze de protecție socială, având în vedere că se urmărește 2032 ca și deadline pentru minerit, pentru Valea Jiului. Pe termocentrala Mintia, dacă s-a luat hotărârea să plece toți salariații acasă, acești 70 de salariați nu mai pot să-și facă nici acel an, cei care au, să zicem, 8 luni, nici 3 ani pentru venire completare, care au 2 ani jumate și nu primesc nici măcar plăți compensatorii conform GCM. Pentru că ar fi putut, facem chiar dacă așa, nu se dă o sumă egală cu cei cu vechime, și înregistrăm și ne uităm pe... Da? Vă dau eu adresa către minister, nu e nicio problemă. Discriminarea la mine. Stați așa, să-i dau adresa și după aia vă ascult, ca să pot să-mi și notez. Am înțeles că se acordă 4 ani la Mintia 2. De ce? Nu mi se pare corect. E în discuții. Suntem în aceeași firmă. Acum sunt discuții cu dumneavoastră, astfel încât să găsiți varianta cea mai bună. Dar nu suntem reprezentați de nimeni. Păi, hai să la facem nivel de fel. Bă, aveți un persoană reprezentativă. Da, avem pe Cristian două sindicate la Mintia, care nu s-a discutat deloc închiderea. Ia dați-mi, domnule, numele și numerele de telefon, să vă cheme. Cristian Ișdo. Bun, Criste, așa, pe dumneavoastră vă știu. Și Crișovan Mircea.